În 10 mai o să avem Seara Tineretului, este prima ediție și vă și spun de ce am organizat acest eveniment, pentru că se apropie alegerile, așa cum bine știți. La începutul anului, majoritatea partidelor au început să facă sondaje pe diferite teme. Și am ajuns să văd și eu un sondaj a unui partid și m-am uitat să văd ce, și la întrebările și răspunsurile. Întrebările erau o parte către tineret. Iar tineretul din Șag a spus că le organizăm prea puține evenimente Pentru ei. pentru ei și lucrul acesta mi-a dat de gândit și am și luat imediat măsuri. Am vorbit cu referentul cultural, au propus acest eveniment pe agenda culturală, a fost votat, a fost bugetat și în 10 mai vom organiza Seara Tineretului la Șag. Ce muzică le aduceți? Ce faceți de seara tineretului? Vor Cum ați gândit fi evenimentul? trei artiști, o să le dau și numele, că așa cum v-am spus, dacă le anunț acum Spuneți, seara, spuneți tot. va fi... Că se-și uită multă lume, numai bine va circula informația repede. Deci va fi un DJ, iar pe lângă DJ i-am contractat pe artiștii Georgiana Lobonț, Andrada Cerna și Andreea Bănică. Deci trei artiste de top, trei artiste în vogă pentru tineri și am zis să le oferim o seară, că am văzut că sunt puțin nemulțumiți, că au prea puține evenimente în timpul anului. Acest eveniment va rămâne cu siguranță anual. Este prima ediție, dar îl vom face anual, iar pe lângă aceste evenimente ne gândim să vedem ce mai putem pe viitor să organizăm pentru tineretul din Șag.